Bună ziua, prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova și români de pretutindeni. Vreau să vă spun și de aici, de la Parlament, la mulți ani, să fie un an mai bun decât anul 2020, cel puțin sub impactul pandemiei care ne-a răvășit în anul trecut, dar și a multor altor cataclisme voite sau nevoite ale guvernării. Este o zi fericită pentru mine personal, în primul rând, și cred eu pentru sute, dar poate mii de oameni care, prin decizia de astăzi a Curții Constituționale, și-au văzut făcute dreptatea. Se întâmplă rar în spațiul nostru ca decizii de asemenea gen să fie luate și de aceea am ținut în mod neapărat să fac câteva precizări în legătură cu decizia Curții Constituționale. Așadar, sesizarea pe care am depus-o în ziua de 6 iulie 2020 privind recunoașterea statutului de victime a represiunilor politice pentru copiii care s-au născut în Siberia a fost considerată acceptată și s-a făcut dreptate după 27 de ani. 27 de ani a trebuit Republicii Moldova să ia o atitudine în privința unor categorii de oameni care au fost discriminați de două ori până acum. Prima oară au fost discriminați atunci când s-au născut în Siberia și au fost nevoiți să suporte alături de familia lor toate dificultățile care înseamnă deportare. Este vorba de condițiile improprii, frigul, muncile la care au fost expuși de mici copii. A doua discriminare se referă la statutul de familie a dușmanului poporului pe care acești oameni le-au purtat de-a lungul perioadei sovietice. Acea ștampilă de copil sau de rudă a celor deportați, care au însemnat un șir de discriminări față de acești copii și eu, ca un descendent dintr-o familie de deportați, vreau să vă confirm acest lucru nu numai în cazul acestor copii care s-au născut în Siberia, dar și a copiilor din copii. Și în sfârșit, spuneam, cea de-a treia discriminare la care s-au fost expuși acești oameni, prin prevederea din prin legea din 29 noiembrie 1994, care le lua dreptul de a pretinde la statutul de victimă a represiunilor politice și la beneficiile pe care le-ar fi avut de la acest statut. Voi face o precizare ca să se înțeleagă mai exact despre ce vorbim. Legea din 8 decembrie 1992 prevedea foarte explicit faptul că victimele represiunilor sunt cei care au suferit de pe urma represiunilor, cei care au fost persoanele asupra cărora au fost adoptate decizii de represiune și care n-au reușit să evite represiunile directe, inclusiv prin refugiu peste hotare. Și atenție, o chestie importantă, membrii familiilor persoanelor supuse deportărilor, inclusiv copiii care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele, persoanele care au fost impuse sau nevoite să-și urmeze părinții, rudele, tutorii în exil, ori la locul de detenție specială, sau rămase fără îngrijire acestora, precum și copiii persoanelor executate în urma represiunilor politice. A fost o decizie foarte bună. O decizie plenară care punea în drepturi pe toți cei care, într-un fel sau altul, au avut de suferit de pe urma represiunilor, pentru ca, la doar 2 ani de zile,
În contextul unei guvernări de rea pomină, mă refer la guvernarea Grarean, în care fosta nomenclatură comunistă, foștii secretari de partid, de consomol, directori de colhoz, care au revenit în politica moldovenească în 1994, să adopte o lege la 23 noiembrie 1994, prin care se constate că copiii care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele, proveniți dintr-o familie încheiată în timpul represiunii sau după aceea, și copiii care s-au născut în afara unei căsătorii nu sunt recunoscuți ca având statut de victime a represiunilor politice. Adică, ca să vă dau o claritate, dacă te-ai născut pe data de 5-6 iulie 1949 și te-ai dus cu părinții în Siberia, ești victima represiunilor. Dacă te-ai născut pe data de 10 iulie 1949 la 2-3 zile și ești în drum, nu ești recunoscut ca victimă, ne mai vorbim de cei care s-au născut în Siberia din familiile celor care au fost deportați. La mine personal în familie s-au născut 2 mătușe și 2 unchi din căsătoriile celor deportați, căror acest statut nu le-a fost recunoscut. Este evident tenta politică a deciziei din 1994 de răzbunare față de o categorie socială foarte extinsă, de discriminare a acestora în raport cu aceiași membri ai familiei. Și cel mai important, probabil, că acești oameni care la momentul 1994 erau de ordinul miilor să nu primească indemnizația pe care o primesc victimele represiunilor și să nu pretindă la proprietăți pe care aceștia ar fi putut să le aibă ca descendenți sau ca victime a represiunilor staliniste. Asta a fost motivația principală a anului 1994. Ce m-a surprins însă și mai mult, și aici chiar intrăm în domeniul ridicolului, vă arăt decizia sau punctul de vedere a Parlamentului actual, ales în anul 2019-2020 și H-2021, punctul de vedere a Parlamentului referitor la controlul constituționalității acestei sesizări este de-a dreptul penibil, pentru că acest Parlament pe care l-ați ales, sau l-am ales, dacă vreți, a fost cel care a menținut decizia Parlamentului din 1994. Și a spus foarte interesant, citez acest lucru, că este comic dacă n-ar fi tragic, că deși pare a interpreta un text legal care vizează atribuirea statutului de victimă copiilor persoane supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, se constată că soluția legislativă criticată a fost bună. Deci a avut doar efecte de restrângere a cercului de persoane victime a represiunilor politice, fapt ce denotă că aceasta nu era una clară, iar obiectul reglării adoptate nu poate fi, nu este unui univoc. Adică și la 30 de ani și la 20 de ani la adoptarea acestei decizii discriminatorii față de actualul Parlament a menținut această decizie, consemnând că ea este bună, pentru că restrânge numărul celor care pot beneficia de la statutul de victimă a represiunii. Ce ar fi însă și mai ridicol este faptul că această prevedere este semnată de doamna Zinaida Greceanu. Da, speakerul Parlamentului, născută în regiunea Tomsk, dintr-o familie de deportați, din anul 1951 deportați pe temei religios, și care s-a născut în detenție și care ar fi, cred eu, unul din beneficiarii sesizării pe care am avut-o la Curtea Constituțională. Asta este frezarea absurdului, în care un om vizat direct, în sens pozitiv, de o prevedere constituțională, a anulat-o din cauza
motivațiilor politice și afinității față de Partidul Socialiștilor și Matușca Răsie. Este un moment de bucurie pentru noi toți, pentru mine personal, pentru neamul meu și pentru toate acele persoane care în urma acestei decizii a Curții Constituționale și-au recăpătat dreptul de a fi considerați victima represiunilor politice, cu toate aplicarea legislativă a prevederilor în cazul lor. Vreau să apreciez acest gest al Curții Constituționale care a adoptat această decizie, a admis această sesizare declarând neconstituțional textul care îngrădea dreptul plenar a celorlalți de a fi egali cu familiile lor în recunoașterea acestui statut, dar vreau să salut de asemenea și decizia Curții Constituționale de a face un pas înainte din acest punct de vedere, care va avea cu siguranță consecințe juridice și constituționale importante. Curtea a declarat că până la modificarea articolului în cauză privind reabilitarea victimelor represiunilor politice în sensul prezentei hotărâri, victimea represiunilor politice se consideră și copiii care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele, dacă măcar unul din părinți este victima represiunilor politice. S-a făcut dreptate. Este o zi importantă pentru noi toți, pentru că nu adeseori în acest context viciat al memoriei istorice au loc gesturi de asemenea gen. Regretabil este faptul că timp de 30 de ani de la adoptarea acestei decizii din 94, nicio formațiune politică și niciun deputat și niciun politician nu și-a asumat sarcina abrogării constituționalității acestei decizii. Și am considerat ca istoric și ca un om preocupat de recuperarea memoriei istorice să fac acest lucru în primul rând. Și de asemenea se constat cu regret faptul că actualul Parlament mai rămâne un loc al sechelelor comuniste de altă dată, care ar trebui să fie de fapt o platformă de trasare a justiției istorice în cazul oamenilor care au avut de suferit din cauza regimului comunist. Pe această cale țin să vă informez că în data de 21 noiembrie am fost citat la Curtea Constituțională pentru sesizarea privind statutul limbii ruse și la care vom pleda cauza neconstituționalității legii adoptate în mod fraudulos noaptea și într-un mod banditesc de către guvernarea Dodon Șor. Și sperăm în faptul că și de această dată se va face dreptate. Să aveți o zi bună, chiar dacă lucrurile bune se întâmplă cu dificultate și adevărul răzbate cu greu în casele noastre și în spațiul nostru, ele totuși se întâmplă și astăzi este una din aceste zile cu care vă felicit pe toți și felicit și pe toți acei oameni care în urma acestei decizii a Curții Constituționale își vor vedea dreptatea făcută. O zi bună și spor la toate!